Bună ziua, dragilor! Astăzi vom discuta despre depășire și despre o parte din greșelile pe care unii dintre cursanții mei le fac atunci când vine vorba de depășire. După cum bine știți, nerespectarea regulilor de executare a depășirii, ori executarea acestora în locuri sau situații interzise, se depunctează cu 21 de puncte, adică ești direct picat. Asta ca să începem din prima video cu informația cea mai importantă. Ok. Și acum o să vă exemplific o primă greșeală pe care o parte din cursanții mei le fac atunci când vine vorba de depășiri. Este atunci când eu acum o să fac viraj la dreapta, urmează să intre în depășire, se asigură spate-față și de pe contrasens vine o mașină. Da? Cum fac eu acum? Semnalez tare stânga, mă asigur spate-față, am intrat în depășire și vine o mașină, să presupunem în același timp cu mine. Ei, în momentul ăsta ajung aici și iau deodată dreapta de volan. Nu mai faceți, dragilor, acest lucru, pentru că riscați foarte mult. Nici cel de pe contrasens nu este nebun să intre în voi, dar nici voi nu trebuie să trageți de volan brusc dreapta. Riscați să loviți mașina din dreapta sau riscați ca domnul sau doamna examinator să pună mâna pe volan ca să evite producerea unui eveniment rutier și atunci 21 de puncte unui pericol eminent. O a doua greșeală este atunci când intră în depășirea unui autovehicul și imediat după ce au terminat manevra, reduc viteza. Ori calcă ușor frâna, ori au luat piciorul de pe accelerație. Nu-și mai are rost manevra de depășire, dragilor, în aceste condiții. Da, mai bine stați în spatele acelui autovehicul și nu mai executați depășirea. Dacă voi, după ce ați executat depășirea, nu mențineți o viteză constant ușor mai mare decât autovehiculul depășit. Da, dacă el mergea cu 30 km pe oră, voi mergeți cu, da, un exemplu, 40-45 și atunci se justifică manevra de depășire. Asta în condițiile în care ați făcut-o în locuri permise. Nu execut manevra de depășire și imediat după ce am trecut de mașina din față, iau piciorul de pe accelerație sau chiar frânez. Mare, mare atenție, dragilor! A treia greșeală și din punctul meu de vedere cea mai gravă este atunci când intră în depășire și o fac fără asigurare spate-față și fără semnalizare. Și la revenire, aceeași greșeală. Ca să înțelegeți gravitatea unei efectorii unei astfel de manevre, dacă eu intru în depășirea acestui autovehicul din față și nu mă asigur spate, față, voi primi 9 puncte de penalizare. Faptul că nu semnalizez, voi primi încă 6 puncte. Mi-am schimbat direcția de mers, am intrat în depășire deja cu 15 puncte. Revin înapoi după efectuarea manevrei de depășire și o fac tot la fel, fără asigurare și fără semnalizare. Încă 9 puncte cu 6 puncte. 30 de puncte de penalizare, dragilor. Asigurați temeinic spate, față, să semnalizați intenția pentru ca ceilalți participanți la trafic să înțeleagă ce aveți voi de gând să faceți și când reveniți, pentru că asta este deja o problemă generală, nu uitați să puneți semnalizarea dreapta și să vă asigurați să întoarceți capul efectiv înspre oglinda din dreapta. Știu că pentru mulți dintre voi, când reveniți dintr-o depășire, este foarte greu să vă mai întoarceți cu capul efectiv să vă asigurați în oglinda din dreapta și vă gândiți în mintea voastră de ce să mai mă asigur acolo, pentru că nu avea loc să intre nimeni între mine și mașina depășită. Ba da, are loc să intre un motociclist, de exemplu. Și atunci, orice schimbare de direcție, orice depășire o faceți cu semnalizare, asigurare, întoarceți capul, da, față, spate, revin din depășire, semnalizare dreapta, mă asigur, oglinda centrală, oglinda din dreapta și am revenit cu asigurare, semnalizare. Este foarte, foarte important și nu mai tratați aceste lucruri cu superficialitate.
O altă greșeală este atunci când intră în depășire, da, și își modifică direcția de deplasare, clar. Chiar dacă ei se asigură spate-față și văd că nu vine niciun autovehicul față-spate și manevra se poate executa în condiții de siguranță, nu accelerează deloc. Și să vă spun imediat ce se întâmplă, pentru că asta am văzut că deja e o tendință generală. Mă asigur față-spate, nu este nimeni, dar faptul că eu o fac foarte încet, pentru că nu accelerez, ba chiar am luat piciorul de pe accelerație și intru ușor, modific direcția de deplasare și merg. Merg ușor, efectiv, depășirea este un fel de trecere așa, de plimbare, ca să nu-i zic altfel, da? Depășesc un biciclist, de exemplu. Faptul că eu o fac foarte, foarte încet, la un moment dat, mă vor surprinde mașini care vin de pe contrasens sau din spate. Iarăși, vă supuneți la unele situații de risc fără niciun rost, dragilor. Vă asigurați spate-față, semnalizați intenția, intrați în depășire și băgați puțin piciorul în accelerație, da? Urcați puțin în turații și accelerați puțin ca să depășiți acel obstacol, acel biciclist, acea mașină pentru care voi ați vrut să intrați în depășire, să vă schimbați direcția de mers. Nu intrați ușor fără să accelerați și la fel de ușor reveniți. Pentru că din 10 astfel de depășiri, în 7 vor veni mașini de pe contrasens și atunci intrați în panică. O altă greșeală este atunci când, mai ales atunci când sunt în timpul examinării și stau în spatele unui biciclist un minut, două minute și nu pot să execute manevra de depășire în condiții de siguranță pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. Stând în spatele lui, la un moment dat își pierd răbdarea și își vor schimba direcția de mers, vor intra în depășirea acelui biciclist fix pe trecerea de pietoni sau imediat înainte de trecerea de pietoni, adică aici unde am și marcajul continuu. Aceasta este una dintre situațiile în care depășirea este interzisă și veți primi 21 de puncte direct, dragilor. Imediat o să opresc pe dreapta și o să discutăm puțin despre nerespectarea regulilor și executarea depășirii în o reflectoare acesteia în locul sau situații interzise, care se deputează cu 21 de puncte. Și o să vă prezint cele mai dese cazuri de efectuarea depășirii în mod greșit sau în situații interzise, care duc automat la depunctarea cu 21 de puncte în timpul examinării la proba practică. Bun, următoarele 7 situații sunt cele mai des întâlnite atunci când vine vorba de depășire în timpul examinării la proba practică. Asta am observat eu la cursanți. Prima greșeală este atunci când efectuează manevra de depășire pe trecere de pietoni, semnalizate prin indicatoare și marcaje, exact ca și exemplul care vi l-am dat acum câteva secunde. Da, din cauza grabe sau și-a pierdut răbdarea, causată spatele unui biciclist, fix atunci îi apucă depășirea. Asta a fost primul caz. Al doilea caz este în intersecțiile cu circulație nedirijată, mai ales că acolo ei văd că nu sunt indicatoare de reglementare a priorității, nu văd stopul, nu văd cedează trecerea, nu văd absolut niciun indicator. Ba mai mult de atât, în multe dintre situațiile astea în care sunt intersecții cu circulație nedirijată, nu sunt nici marcaje, sunt destule astfel de situații, îi apucă depășirea într-o astfel de intersecție și tot la fel este interzis depășirea în intersecțiile cu circulație nedirijată. Al treilea caz este în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. Nu ai vizibilitate, trebuie să urci o rampă și nu ai vizibilitate din cauza
înclinație. Și atunci, dacă faci acest lucru și vei intra depășire pe acel sector de drum, 21 de puncte direct, ba mai mult de atât, în astfel de situații ai și marcajul continuu. A patra situație este petrecere la nivel cu calea ferată curentă și la mai puțin de 50 de metri înainte de acestea. Clar, n-ai voie să depășești. După trecerea la nivel cu calea ferată, ai voie să faci această manevră. A cincea situație este în zona de acțiune a indicatorului depășirea interzisă. Asta numai pentru cine este atent în timpul examinării și, bineînțeles, este învățat să se uite și după indicatoare, nu numai după marcaje. Ok. Așa situație este atunci când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă chiar și parțial pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spațiul de interzicere. Da, sunt situații clare în care ai marcaj continuu pe jos, simplu sau dublu, și intri în depășire, chiar și pentru puțin timp. Da, exact cum am zis, un biciclist, îmi modific puțin direcția de deplasare, am trecut peste marcajul simplu sau dublu. Bun, și a șaptea situație este atunci când din sensul opus se apropie un vehicul, iar conducătorul acesta este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii. Clar. Degeaba am marcaj discontinu, degeaba am posibilitatea să intru în depășire a unui autovehicul, dacă pe contrasens vine o mașină și este obligat din cauza manevrei mele să frâneze sau chiar să-și modifice direcția de deplasare ca să mă evite. Sper, dragilor, din suflet să vă fie de folos și acest episod. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați, bineînțeles, și să dați share la pe rețelele sociale la conținutul acestui canal. Vă mulțumesc frumos, o zi minunată, dragilor, numai bine!